Râuri de lacrimi au curs pentru Alecu Iorgulescu. Sute de persoane au venit sâmbătă la Catedrala Adormirea Maicii Domnului pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului fotbalist și antrenor, confirmând notorietatea de care s-a bucurat în timpul vieții. Colegi de generație, prieteni sau foști elevi de la Dunărea Giurgiu au ținut să fie alături de familie în acest moment dificil. Printre aceștia s-au numărat jurnalistul Ovidiu Ianițoaia, fostul internațional Narcis Coman, Serghei Mizil, senatorul Lucian Iliescu, dar și o mulțime de foști fotbaliști de la Sportul Studențesc, în frunte cu Paul Cazan și Romulus Chihaia. Fotbalul giurgiuvean a pierdut un personaj interesant, o figură, Alecu, amiralul, cum îi spuneam noi, era un tip întotdeauna prezent, nici nu se jucau meciurile fără el, și când juca Dunărea aici, și când juca Dunărea în deplasare, și s-a bucurat de o simpatie deosebită în rândul giurgiuvenilor, dovadă sutele de oameni care au venit să-l conducă, cum se spune, pe ultimul drum. Dumnezeu să-l ierte. Foarte sufletist, un om extraordinar de generos și cu foarte, foarte mult umor. Mai mult decât am doi copii. Pot să spun doar atât, Dumnezeu să-l ierte. A fost un om extraordinar, a crescut mulți fotbaliști, a avut grijă de Gino, a ajuns fotbalist mare Gino, om mare, și prin asta îl fericit și acum când este în coșug pentru tot ce a făcut pentru sportul giurgiuvean. Alecu Iorgulescu a decedat joi seară la un spital din capitală din cauza unei boli nebiloase cu care s-a luptat ani de zile. Acesta a fost înmormântat sâmbătă după amiază la cimitirul Smârda.